și Ion Anapoda, comedia amară de George Mihail Zanfirescu. Adaptare radiofonică de Raluca Zanfirescu și Mihai Zira. Distribuția: Ion, Radu Berigan. Frosa, Raluca Zanfirescu. Stăvăroaia, Silvia Dumitrescu Timică. Mioara, Iarodara Negrim. Walter, Virgil Popovici. Aristotel, Ionescu John. Icu Dănicel, Mițura Arghezi. Regie artistică, Mihai Zira. Înregistrare făcută în anul 1958. București, 1929. Așa, am ajuns în sfârșit acasă. Încep să-mi iau de Madame Stavă. Patefonul ăsta mi-a rupt mâna. Unde să pun plăcile acum? Aici, pe măsuța asta. Cine e prosul? Cine e acolo? Dumneata ești? Nu-i nimeni coniță să rămână. A venit dânsul de la bancă. Dar ce ai rămas așa? Lasă-mă, Frosu, că-mi vine să plâng. De ce? Păi tu nu vezi ce pagubă și ce nenorocire? Ce? Nu vezi? Nu. Plăcile. Patru și toate frumoase. Patru și le caut de o lună. Abia le-am găsit după ce am răscolit toate magazinele din centru într-o prăvălioară de pe Dudești. Ia uite, fărâme. Mai bine m-a călcat tramvaiul pe Bulevardul Ferdinand. Mai bine. Că s-au spart. Ori te pomenești că iar ne-ai adus în casă. Patefonul? Păi sigur că l-am adus, dar nu era să-l las cadou reparatorului. Vai de mine, iar o să doară capul pe stăpână și să vezi supărare la domnișoara, ca să nu mai vorbim de conașul Walter, care... Taci frumoșico, sau mai domol. O să cânt, dar n-o să audă că nu mai pun ac de metal. Pun un vârf de scopitoare în loc de ac. Cântecul o să se audă ca în vis, numai pentru mine. Eu nu voiam scăpa de Balamuc, ia uite. Noi am scăpat, Matale a scăpat cum o fi totul. Numai să nu mai aud pe Cucoana, pe domnișoara și pe conașul Walter. Lor nu le place vârtelnița din cutia aia care urlă când îi dai drumul, de parcă ar fi ascuns în ea un câine turbat. Pardon, ca să fiu sincer, nici mie nu-mi plac toate metehnele lor. Și le rabd. Dânsule. Că așa se face între oameni culti și gentili. M-ai auzit pe mine că mă plâng de dureri de cap după ce o ascult pe Stăvăroaia vorbind în câteva ore de pintenii și de pampoanele pe care le purta răposatul la paradă și pe care le ține atârnate de pereții ăștia ca la muzeu? De crizele lui de ficat? Da, Mioare. Mioare, cine îi face toate gusturile? Acasă, pe stradă și la bancă? Și cine se supune la toate capriciile ei de copil răsfățat? Știi bine de câte ori m-a sculat ca să alerg în toiul nopții pe ploaie sau viscol, de la noi din Dudești până la Cotroceni, în căutarea unui farmacist care să nu mai ia la palme că îi stric somnul cel mai dulce pentru aspirină. Parcă văd că într-o bună zi o să mă pună să-i fac și pantofi. Am refuzat odată ceva sau am protestat cel puțin? Nu. Atunci? Mai mult, toți în casa asta îmi zic dânsul. Un fel de ăsta sau ăla, un om de pe stradă, fără nume și fără identitate. Ca și cum Ion ar fi o vorbă de rușine. Da, scârba de vadă. Îmi pare rău că îi zic pentru întâia oară și încă față de tine scârbă, dar azi și-a scos masca și nu-l mai cunosc. Cum să o întoarce acasă, îi trag o răfuială, să o ție minte până la mormânt. Și pe urmă nu-i mai vorbesc.
fer, Sfântule, de crede în stare. Păi atât ne mai lipsește acum ură, scandal. Și poate cum a citit domnișoara la jurnal, că dumneata... Mai domol, mai domol, fato. Cu surdină la limbă, frumoșică, să n-audă săvăroaia, că iar vă apucă migrenă și... Mai înțeles anapodă, ca întotdeauna. Am vrut numai să spun că fiecare de noi avem metehne. Gazda cu pintene, eu cu patefonul, tu cu fisticurile și acadelele pe care le rumezi. Da, cu ce te legi de mine? Ce ți-am făcut eu să mă bat jucorești? Nici prin gând nu mi-a trecut așa ceva. Am vrut să înțelegi doar că mie îmi place muzica, că gazda e fericită când înviază morții, că altul are darul băuturii. Eu adică? Nu. Bine că am ajuns și de bat jocuri. Stai. La urma urmei, cine ce are cu mine și cu gologanii mei? Frosu. Fac ce-mi place. Frosu, pe cuvântul meu de onoare. Ia lasă-mă, că nu mai are cazul mi-a adus. Patefonul s-o îmbolnăvești pe Cucoana, ură pe gonașul Walter. Bat jocură pentru mine și... Mă mir că nu spui că tot eu am adus și iarnă. Da, dar bine că nu. Ce-a spus domnișoara când ai plecat la bancă să nu iei galo și că se strică vremea și n-ai ascultat-o? Pacoste, nu mai pacoste. Ei, nu ne înțelegem. Mai bine să-mi văd din casă. Oh, ce minune de plăci și ce nenorocire. Să nu mă chem la masă, vreau. Da. După masă, dacă întâmplător, rămâne o cafeluță și pentru mine? Să vedem. Dacă. Da? Mai bine renunț. Lasă-mi încolo de cafeluță, dacă. Mă duc la... Vai de mine, acum te văzui! Ce? A intrat cu garoși! Cum? Of, că nu mor să scap, fimea gheața! Poftim, de ce muncesc? De ce îmi rup oasele plecând pe jos? Ce-a făcut? Galoșii! Nu vezi că ai intrat cu galoșii? Toată lapăvița de pe galoș s-a scurs pe covor. Ce? Mâine altă muncă, iar să-ți spăl și să-ți scuturi, ca să nu mai vorbim de necazul stăpânii când o să afle. Dar de ce să afle? De la cine să afle? Să nu-i spui, te implor să nu-i... Uite, recunosc frumoșică, sunt vinovat. Da. Scuză-mă, ce vrei, fericit că am găsit să cumpăr plăcile și grăbit să le ascult, am uitat să las galoșii și... Scuză-mă, frosu, uite, lasă că șterg, am eu cărpă și... Așa, acum ai intrat și dincolo cu galoși. Ce om, Sfântule Mare, ce om anapoda! Scoate-ți, bre, omule, galoșii, n-auzi? I-am scos, ce trebuie. Uite, am avut și o cărpă să șterg apa de pe covor ca să nu mai țipe așa. Păi da, că ești grozav. Ia scandal la mine în casă. Eu am galoșii. Am intrat cu galoșii murdari, madame Stavăr, că... Toată lapăvița pe covor. Pe covorul cumpărat de răposatul Major Stavăr. Acum 10 ani, în luna lui april, când a fost în misiune la Constantinopol. Da. Nu stă frosă că mă supăr. Pune mâna pe cârpă. Da, Cucoane, să rămâne. Ce înseamnă? Dă cârpa încoace, dânsule, nu mai stau cu ea în mine. Azi nu mai ponoase. Sunt tare supărat, madame Stavăr. De nu mi-ar fi rușine, aș plânge ca un copil. Om anapoda, nu copil. Da, sigur. Tot așa a strigat și Frosa din ea, că sunt un om anapoda. Te rog să nu mă compari pe mine cu Frosa. Vai, doamnă, dar pot să jur că nici prin gând... E, nu, că ești extraordinar! Ce să spun? Ești pur și simplu extraordinar! Faci pe copilul nevinovat și arunci omului în față cele mai mari obrăsnicii. Asta să fim înțeleși. Ți-o spun fără supărare. Bine, cel puțin că mi-a mai rămas și mie o mângâiere. Vezi, madame Stavăr, asta mi-a fost spaima și grija de fiecare clipă. Să nu supăr pe nimeni, da. Să nu las pe unde trec o umbră strâmbă. Da. M-am lăsat umilit uneori. Am tăcut când nu mi-a fi putut nimeni opri să mă supăr. Am dat ultimul gologan ca să scap un om, oricare, dintr-un necaz, sau să-l salvez pe un amic dintr-o încurcătură. Care mi-a fost folosul și unde am ajuns? Spune. Unii mi-au scos ponosul că sunt un om anapodă. Alții mă fac proș și imbecil când le spun adevărul, dar nu-mi dau voie să mă apăr. Iar Frosa, poftim, Frosa, pentru că n-am luat-o niciodată la rost ca Walter, mă ia peste picior și strigă la mine. Nu, Cucoane, nu sunt nici ipocrit și nici indiscret. Sunt trist numai că am avut numai pagube azi și m-au pândit pacostile la fiecare pas. Am luat galoșii azi dimineață ca să se strice la comandă frumuseții de vreme. Era să mă calce tramvaiul pe Bulevardul Ferdinand,
Aici am murdărit covorul și am spart minune de plăci. La birou m-am supărat pe Walter, fără să-i spun, și am primit un avertisment înscris de la Moartea Obosită pentru neglijență. Care Moartea Obosită? Sub directorul băncii. Așa l-am poreclit noi, că e înalt și slab ca o arătare, iar când îngână ceva, e clănțăne din. Nu pot să-l sufăr. E singurul om de pe mapamont pe care nu pot să-l sufăr. Și asta nu din cauza avertismentului înscris, nu. Am eu un motiv mult mai serios. Oricum, mult mai serios ca motivul supărării pe Walter. Walter m-a mâhnit adânc. Dar pe el nu pot să-l urăsc. Îl cunosc de mult. Am împărțit împreună și necazul și fărâma de fericire. Dar mai bine să nu mai vorbim. Mă rog, eu nu înțeleg nimic. Mai bine, dânsule, hai să facem o partidă de cărți. Nu mă simt tocmai bine, Madame Stavă. Da? Iar nu ți-e tocmai bine? Pardon atunci. N-ar fi fost nevoie să inventezi o minciună ca să înțeleg că îți displace să mai joci cărți cu mine. Da, mult mai logic era să te întreb dacă îmi face mie plăcere să am la cabinet un partener așa de anapoda. Rosso! Da, bucur. Eu mă duc la mine în cameră. Pui de cafea când s-o întoarce domnișoara. Și dacă nu se supără dânsul, stinge lumina că e scumpă. Mă așteptam la asta. Știam că ai s-o superi. Asta nu mai e casă de oameni. Nicula, balamuc. N-am mai văzut așa ceva de când mama m-a făcut. Mai bine m-a călcat tramvaiul pe bulevardul Ferdinand. Niciun zgomot. Nici din cameră de la Tanti, nici din bucătărie de la Frosa. Numai Ion, mi se pare. La el o fi cântând? Nu auzi? Infinita lui slăbiciune, elegia. Elegia, da. De ce oftezi, Walter? Eu ți-am spus că tu știai bine ce o să se întâmple. Ți-am cerut ajutorul ca unui frate simpatic și înțelegând. A doua oară te rog să nu mi-l mai ceri. Nu o să mai fiu dispus să fac de sentinelă prin sălile de așteptare ale cinematografelor sau să mă neurastenizez prin patiserii, căscând cu ochii în tavanuri, numărând câte litere pot să încap într-un articol de ziar, în timp ce scumpa mea mică admiră 3 ore și jumătate un film și ascultă complimentele unui... Te suferitule, urât! Mioara! Mimoara, să mor dacă... Poftă, s-a supărat. Ce fac acum? Să vorbești și cu dânsul. Ioane! Bă, scumpule! Cine e acolo? Eu, dânsule, ce dragul, nu mă mai cunoști? Nu mai cunosc pe nimeni. Ioan, dă-mi o țigare, cel puțin, omule. N-am niciun fir pentru tine. Nu face, bă, farapa, sigur că sparg ușa. Ori îmi dai o țigare și visezăm de vorbă, ori fac un scandal, să se ducă pomina. Bine, mă, om nerecunoscător și haleră romantică. N-ai pic de obraz sau ești de un cinism revoltător? Cum mai ai, mă, curajul să mai apară în față și mai ales la o oră așa de nepotrivită? De ce?
Te anunț că noaptea asta mi-am recapitulat viața. I-am făcut bilanțul și rezultat concludent. De azi înainte m-am hotărât să nu mai fiu om anapoda. Prin urmare să nu mai fiu bun și nici gentil. Și acum că te-am pus în gardă, poftim, fă-ți o țigară. Hai. Ascultă, dânsule, sunt eu destul de amărât și fără... Nimic, ți-am spus, finis! E, atunci poftim, ia asta bani. Am fumat, mersi și... Nu, nu, nu! Domnușure! Stai aici, domnule, că eu abia acum am gust de vorbă. Nu, te-am tras și nu o să te trag de mânică. Am terminat cu prietenia? Bun. Asta am spus-o eu mai înainte, așa că imitația nu are valoare, domnule. Până la alta, adu-ți aminte ce mi-ai făcut la bancă. Tu să fi fost în locul meu, m-ai fi luat la palme, că te cred capabil de orice insultă. Ești neserios. Era așa de ușor să înțelegi că nu sunt eu vinovat dacă... De ce m-ai înșelat, Walter? Cum? De ce nu mi-ai spus că te duci cu Mioară la cinematograf? De unde știi? Am vrut să mă conving de adevăr și v-am urmărit. M-ai mâhnit așa de adânc, Walter, cât... Așa? Bine, bine. Ia loc, te rog. Ia loc și ascultă. Nu, nu, mai... Stai, am să spun tot, nu numai ca să mă apăr, dar ca să te și convinc că suntem datori să luptăm alături pentru prestigiul nostru, care e serios amenințat. Uite, mergând spre bancă, după prânz, Mioara m-a anunțat că o să-mi ceară un sacrificiu. Și anume să o conduc în oraș, dar să nu spun la nimeni și cu atât mai puțin ție unde o să mergem și ce o să facem. Așadar, taine față de mine. Da, da. Bun, domnișoare, da. Mioara. Stai, că abia acum începe tragedia. M-a dus la cinematograf și la casă m-a sărit să cumpăr un singur bilet pentru ea, rugându-mă să nu o conduc în sală, ci să o aștept că vine numai decât la patiseria de alături. Și tu ai lăsat-o să intre singură? Ce era să fac? M-a asigurat că nu stă să vadă filmul, dar că are să-i comunice ceva urgent unei prietene pe care nu o poate găsi decât la cinematograf. Am crezut-o ca un prost și am așteptat-o 3 ore în patiserie, în fața cinematografului și pe coridoare. Turbasem, mai ales când am văzut-o ieșind din cinematograf alături de moartea obosită. Ce? Ce mai ești, tralala? Acum ai curat să afirm că Mioara tocmai cu un strâmb și un tâmpit. Cum te văd și mă vezi, așa i-am văzut. Și nu l-ai luat la palme. Cum era să... Pe el, subdirector. Așadar, domnișoara, pentru care ne-am sacrificat fără murmuri și la orice oră, ar fi capabilă pentru o bomboană să ne sfărâme inimile. E, lasă-mă pe Mioara, că e copil zburdalnic și nimic altceva. Nu-i vinovată ea. Păi cum o să fie Mioara vinovată când un dobitoc ca tine, cu banii unui imbecil ca mine, îi cumpără bilet și o duce ploconul unei scârnăvii? Și elefanții de la circa râde de noi dacă ar afla. Stai, nu o lua înapoi, dacă n-avem niciun interes să ne certăm tocmai acum. Repet că Mioara e o naivă. Eterna poveste cu o fată frumoasă și săracă pe care o încânți cu o promisiune de avansare sau cu strălucirea unui inel cu piatră falsă. N-ar fi rușinos pentru noi, mă, să ne fure de sub nas o minune de fată. Și tocmai cine? Crezi, asta mă frământă și mă roade și pe mine. Tocmai cine? Un sluț, un ramolit, o inimă acră. Te cred, scârba, drag. Ar fi ridicol să te lăsăm înviși de cretinul ăla de subdirector. Mioara mie e dragă și... Să nu mă minți, de câteva ori te-am prins și pe tine suspinând. Amândoi așadar suntem imperios datori să le dăm mâna și să încercăm, acum cât mai e vreme, să o recâștigăm pe Mioara. În urmă, o să ne înțelegem noi. O să mă doară sau o să te doară o renunțare, pentru că va trebui, după ce îl vom smulge pe subdirector din inimă, să renunțăm în favoarea celuilalt. E, dar în vinsul lui va rămâne cel puțin bucuria că Mioara e nevasta celui mai bun prieten. Pentru că noi, dânsule, suntem prieteni. Ne-ar scuipa mâța între sprâncene dacă n-am fi tocmai acum. Amice, dă mâna. Te-am înțeles și sunt dispus de orice jertfă. Atunci începem lupta, a? Dar cum? Cum? Fii pe pace că bătrânul tău amic nu o să doarmă nici în seara asta. Am să încerc și odată să fiu crud și, cum se spune, machiavelic. Până una alta treci și fănanii, puișor, că ești palid și tras la față. Mâine, când o răsări soarele, am să-ți explic planul meu machiavelic și am să te învăț eu ce să faci. Prietenule drag, ticălosule mai tânăr și mult mai frumos. Thank you.
Ce bine că nu s-a sculat încă nimeni. Și ce-a mai nins? Bestia asta de vată care nu s-a trezit. Walter! Mă, n-auzi? Waltere! Scoală-mă, hahalera letargică! Cine-i acolo? Baiazid cu trei coloare pusă una peste alta, imbecile! Ai uitat că mergem în oraș? Ouleu, imediat, în doi timp și trei mișcări! Hai! Iar scandal? Nu ți-am spus că dormim ca oamenii după masă și... Da, eu! Ți-am spus, ori nu să nu te mai amesteci, să nu-ți fierbe oala și să nu uiți mai ales cu cine vorbești? Ascultă, să nu strici, știi că eu... Nu te supăra și dulcinee cu conci. Să nu crâcnești, să nu latri, că zboară toate vasele cu flori în cap, auzi? Am vrut... Conița doarme și dacă face în gură... Nu-mi pasă! Cui nu-i place să se mute! Sau dacă e proprietar să-și astupe urechile cu câlți și să-și ascundă capul sub perne ca să aibă o dignă de veci! Sfântule din cer, când o auzi conița... Ce ți-am spus, ornul, că nu-ți mai permit să fii obraznică, mai ales cu mine și când sunt acasă? Eu... Păcatele mele cam surde. N-am auzit, poate. Păi atunci? Păi dacă ți-am spus? Să nu te mai prind a două oară că te pleznesc, dar auzi câinii Mesopotamie, auzi? Conașule, să mor dacă... Așa vezi, conașule. Și altceva. Să nu mai fii urâtă. Să nu mai ieși în cale ca o sperietoare că te nenorocesc, auzi? Ce-i conciul ăla în vârful capului? Ce sobrajă ea de vaselină și ochii aia rotunzi de broască? Nici o vorbă! Să vii la mine când mă întoarci în oraș să te învăț cum să corectezi natura. Da. Așa. Acum fă-mi repede o cafeluță. Da, momentan, conașului, cum ai zis? Cu caimacul pe dreapta să vii. Da. Și cu tine, mă, ce-ai rămas așa ca o statuie a libertății într-un oraș provincial? Mă, Walter, îmi vine să plâng și să râd, să url o înjurătură de surgiu sau să șoptesc cel mai frumos cuvânt pe care l-am simțit vreodată. Ai văzut-o pe Frosa? A fost suficient să mă răstesc odată la ea și tot ce n-am făcut în 4 ani cu duhul blândeții, am reușit adineori cu amenințarea. Bine, mă, așa o fi, dar ce legătură are asta cu somnul meu? A, da, dă-ți-o, Walter, că ne compromitem iremediabil în fața unor persoane distinse și ne stricăm planurile. Ce plan și ce persoane, mă, tânsule? O surdină la limbă, animal curios. Ai uitat de planul nostru machiavelic? Cum să uit, dragă? Azi noapte m-am gândit așa de mult și de profund că la un moment dat începuse să mă usture creierii. Dă-i încolo de creier, puișor, că numai necazuri îți fac. Ți-am spus azi noapte că am eu grijă să mă gândesc și pentru tine. Da, da. Te lămuresc că pentru până una alta mișcă, dă-ți zor că mai avem doar câteva minute. Da, hai. Gata, nu mai, hai la și gata. Cafei. Luța, mantale. Pune tala pe masă. Da. Încet că da, se varsă. Da. Așa. Și acum așez pe scaun. Șez, n-auzi? Da. De când? De când n-ai mai băut o cafeluță cu caimac, ha? Ia poftim, Frosu. Hai, bea-o tu pentru mine, hai. Ce? Aștept să te rog a doua oară să nu mă supe? Nu, conașule, nu, uite, beau. Dulce, nu-i așa? Da. Și aromat. Cu caimac. Eh, poftă bună și... Și spune, Frusine, nu mai bine și mai frumos așa, cu vorbă bună și gentil, decât să strigăm unii la alții ca zmintiți? Să nu mai spui, Frusinel, pentru că... Știi cine mi-a spus pentru întâia oară, Frusinel? Cineva care... Ah, e așa de mult de atunci. Și nu pot. Nu mai pot să-mi aduc aminte. Știu numai atât. Că
Am fost adusă de undeva în casa lor când eram mică. Aici am trăit și am crescut. Servitoare. Și nu pot. Nu pot să-mi aduc aminte. Mai bine. E mult mai bine așa, Frusinca. Gata, sunt. Bine. Luăm o sanie și ajungem la timp. Bun. Frusinel, da? Să faci un pic de foc și la mine, că la noapte am gust de muzică. Așa. Hai, Walter. Hai. Frumos. Cavalerii sunt un singur la plimbare. Te supără? Împotrivă. Îmi pare chiar bine că am prieteni atât de gentili. Nu te supără, păpușe mică și scumpă. Ne ducem la morgă. Nu-i așa, Walter? Da. Am avut un prieten bun care s-a sinucis din dragoste. Adora o fată frumoasă și proastă, cum sunt, pardon, aproape toate fetele frumoase. Fii obraznic, dânsule, că te fac măgar și pe tine. Fă-mă că nu mă supăr. Nimeni și nimic în lume nu mă mai supără. Mort cum o fi prietenul ăsta al meu de la morgă, am să-l acupăr cu flori și am să-l plâng cum se plânge un amic. Dar nu o să mă pot stăpâni la plecare să nu-i dau 4 perechi de palme și să nu-i strig la ureche. Imbecilule! Ai sacrificat porumbierul alb al sufletului pentru o coțofană gătită cu pere de păun. Hai, Walter! Ce vrei să spui? Dacă nici acum n-ai înțeles ce-am spus, vorba lui Hamlet, mai bine du-te la mănăstire. La revedere, Frusinel! Și nu uita! Diseară învățăm să corectăm natura și începem să silabisim întâia carte. Hai, Walter, să plecăm! Ce imbecil! Oh, asta nu o să-i uit niciodată. Dar ce-i cu tine, Frusă? Nu pot. Nu pot să-mi aduc aminte. Nu pot. Dar asta ce mai fi având? Mioaro, n-ai mai venit să-ți bei cafeaua, hă? Ba nu zău, inimioară. Ia uite ce nebună e ceașca mea. Ia uite, îmi cade dragoste și bani. Crai nou pe drum de zi cu oi verzi. E, dar știi ce bine mi se arată? Fotografie, nu altceva. Ia uite ce. Ai spus ceva, tanti? Păi da, așa mi se pare. Scuză-mă, tanti, dar... Ce? Mă furase gândul la ce ai spus matale odată, că Frosa e o dobitoacă, pentru că numai dobitoacele nu știu să plângă. Ah, lemn câinesc, inimioară. Îl smulgi din pământ și nu simte. Știu eu, tanti. Mai curând îmi vine să cred că n-am avut noi timp să-i vedem lacrimile. Pentru că și Adineaura a plâns lângă mine. Deci? Suspina și întreba, ce-i cu mine, ce-i cu mine? Nebună. O să stau acum cu ea de poveste. Ce să-i spui dacă nici o singură nu știu. Mi-a adus o răposatul când era mică. M-a asigurat că e nepoată orfană de la țară. Că e milă să o lase printre străini. Și așa, după ce nu s-a mai dus la școală și când am înțeles că e toantă, am pus-o la muncă mai ușoară, că nu era să o țiu prințesă între pernele divanului. Ah, ți-am mai spus odată, inimioară, că am dus cu răposatul o căsnicie model pe libertate și discreție absolută. Eu cu ale mele, el cu ale lui. Numai vecinii să nu afle. Da, noroc că eu am fost mai deșteaptă ca vecinii. Cum îl vedeam cumpărând un mărțișor cu maica domnului, știam că iar are un copil din flori. Da, îi dau un mărțișor ca să-l cunoască mai târziu că e al lui. Așa că să nu mai dezgropăm morții. Mai bine, inimioară, uite că ți-am adus și ceașca ta și să vedem ce-ți cade în ea. Uite, vezi din pata asta, uite, vezi? Din pata asta care e necazul, se desprinde așa ceva subțire, ca un fum sau o ceață. Asta va să zică, puică dragă, că persoana cu care te-ai certat ține mult la tine și are gânduri serioase. Semn că un om ghebos o să se poarte cu tine ca un porc. Asta nu se poate. Deci? Subdirector e un om distins și manierat. Mi-a declarat într-o împrejurare solemnă la cinematograf că are gânduri serioase cu mine. Cum adică care subdirector și ce gânduri serioase? A, să nu mi-ascunzi nimic, că e pericol, să știi. Admis să stai de vorbă și ceva mai mult.
cu un om superior ca subdirectorul. Dar în niciun caz, dar, te bine, rog... Dar subdirectorul e omul cu ghep din ceașcă. Na, se poate, da. Imposibil. Mi-a promis o barcă cu motor cadou de logodnă și un automobil dar de nu. Nu mai spune inimioară. Mi-am ales și barca de automobil, model sport, cu farul, să-l conduc singură, cu mănuși de căprioară, cu fularul fluturând în gând și pantol cu tocuri joase. Așa noroc bambina mami mai rar. Hai, spune repede cum a fost. Să vezi, tanti? Alaltă mănuță camerisul în șoaptă că mă poftește domnul subdirector. Așa. Mă duc la el și fără nicio introducere. Nu vrei o bomboană, domnișoară? Cum să nu? Mulțumesc. Subdirectorul mă asigură că o să fiu avansată și începe în urmă, tanti, să-mi spună la baliverne că e singur pe lume și trist, că e în căutarea unei ființe care să-l poată înțelege, că are o inimă nobilă și 2 milioane de lei numai la acțiuni la bani, tanti. Inima ca inima, dar milioanele era un argument foarte puternic. Un argument așa de serios, tanti, că am simțit momentan un interes deosebit pentru destinul nefericit a unui om așa de superior. Și am declarat că ador cinematograful. Știam eu cum se comportă nole de birou, dar vroiam să-l cunosc și în intimitate. Cum în intimitate? Adică în oraș, trecând cu mine pe lângă cofetării și bijuterii. Știma tale, metoda. Bravo, manieră la manieră. Colegial, dar de la distanță. Dar ca să-i arăt totuși că nu sunt interesată, mi-am plătit singură biletul la cinema. Și ca să-l conving că sunt fată cu minte, am refuzat categoric să merg cu el la restaurant. Bine ai făcut. Știam că mă așteaptă Walter la patiseria de alături. De asemenea, ca să vadă ce caracter am, i-am interzis să mă conduc acasă cu mașina. Mi-era frică să nu mă vadă Walter și să facă scandal că lăsasem singur și ridicol în oraș după ce rugasem să mă aștepte. Refuzul meu l-a impresionat atât de mult pe subdirector că mi-a mărturisit după o matură gândire care intenții serioase cu mine. A rămas numai să vorbesc cu dumneata și să-i duc răspunsul ca să mă ceară căsătorie în mod oficial. Răspunsul meu, dar mai întreb inimioară. Afirmativ pentru cele 2 milioane și tandre mulțumiri pentru barcă și automobil. Mioară, mioară, o veste ca asta, o fericire așa de 2 milioane, o barcă cu motor, un automobil. Și o vilă în parcul trandafirilor cu ocazia botezului primului născut. Vilă, vilă și încă în parcul trandafirilor. Ah, visul meu, o vilă cu balcon, să stau în fotoliu și să mă vadă vecinii cum mă îmbă de parfum și de fericire, ca o latifundiară cu lornion. Ah, fata mamii onestă și cu noroc. Dar cine o fi? Ce-ar fi, inimioară, să ne pomenim acum cu subdirectorul ceremonios și nerăbdător să-mi comunice cu Momei mai devreme dorința lui înflăcărată? Schimbă-l, mă, mai... Bine, maică, dar deocamdată dă tu zor și primește-l tu, maică, dragă. Froso! Froso! Toantă, naibii, că nu mă aude. Froso, la uzi! Da, Froso! Da, coniță! Puși, frate, puși pe cineva afară! Șorțul! Ce șort, nu vezi ce desmățată unghii? Da. Repede și deschide! Fii atentă! Fii atentă că e o persoană distinsă! Da. O primești frumos, o poftești pe scaun! Da, stai un moment! Părul zăludă, părul! Zăludă, naibii, nu uita! Da. Îl poftești cu plocolel și gură! Să nu te prind când faci o încurcătură, că te omor, auzi! Dar ce-o mai întâi spune de aici? Froso! Froso! Da, da! Froso, mai întâi aprinde lumina! Da, coan! Mioară! Mioară, dă și tu un pic de ruj, că ești fata onestă și te prinde de minune, maică! Da, tanti! Dar pune rochea bocă, e mai impresionantă! Și nu-i da. Dai inelele și brățara! Bine, bine, fii fără grijă, suflețel! O să-l zăpăcim cu mătăsurile și bijuteriile! Să vadă că dacă el are milioane, nici noi nu suntem niște coate goale! Ah, uite! Uite agrafa de la răposatul. Uite, maică, pune agrafa. Iam de modată, tante. Ce are face la lumină? E de efect, maică. Mă duc să-mi pui și eu rochea, mă. Așa. Poftim. Intră în salon dacă ești persoană distinsă. Fugi, vă proastă, că eu sunt Ticu Dănicel. Nu persoană, cum ai spus. Na, am o scrisoare pentru domnișoara Mioara, că mi-a spus cineva că aici are. Bine, bă, puștanule, pentru atâta lucru sunt cine faci baramuc, nu ștergi-o și să nu te mai prind altă dată când te fac cu aparată. Saria, nu tămbălău pentru... N-am fost nimeni, coniță. Cum n-a fost? Un copil a îndrăpat scrisoare pentru domnișoară. Da. Cum? Nu se poate. Și mă îmbrăcasem cum mi-ai spus, da. Imposibil. Am avut o presimțire așa de puternică, Froso, că e imposibil să nu fi fost el.
Și m-am îmbrăcat cu rochia mobă, așa cum m-ai rugat, da, Ioanu. Eu l-am chemat în casă, cum ai porunci matale. Dar dacă el zice, fugi, fă, proastă. Și atunci ce mi-ai rămas cu scrisoarea în mână ca o imbecilă? Două domnișoare și dispare odată, că mai încurcături ne faci. Da, o fi de la director Tanti, da? Să vezi minune că-i de la el. Ia. Hai să vedem. Ia așa. Ce mai e de la el? Ce? Vai, Tanti. Ce nu e de la el? Scumpă, frumoasă și distinsă domnișoară, avem fiecare câte un înger păzitor și un înger păzitor v-am fost și subsemnatul în seara când v-am văzut la cinema în tovărășia unui individ care, dacă e subdirector de bancă, nu e mai puțin cum îl arată cocoașa, un intrigant, un siluitor și un mizerabil, că și-a lăsat nevasta și copiii ca să vă acapareze și să te facă victima lui. El șarpe veninos, iar dumneata o piată turturică. Ferește-te de mizerabil și mă mir că tantia dumneavoastră, care se pretinde femeie inteligentă și e văduvă de brav ofițer român, doarme ca o proastă și te lasă să te pierzi cu atâta condamnabilă ușurință. Încă o dată ferește-te și la revedere un binevoitor de pe strada Campoduci. S-au dus, tati, și milioanele și barca cu motor. Ia stai, soro, fii rar măsa cu belciug în nas, că la urma urmei scrisoarea asta e anonimă. Este? Ba bine că nu. Atunci de ce supărare și lacrimi? N-avem decât cu anonima avea răposată o vorbă, ce să facem cu ea. Și gata. Parcă văd că a scris-o stricată de la bancă, geloasă pe norocul tău. Rosa! Iar o ștergeți repede lacrimile, păpușico. Da, tati! Miște, vreau să o mai repede! Dar cine o mai fi, sfântule din cer? Hai, stai nebună, unde fugi? Hai, pui la urge, stai! Dacă o fi iar o haimana cu anonimă, să-l iei la palme și să-i spui că domnișoara nu e acasă. Da, da, bine, lasă-te, dacă e vorba de palme. Tanti, am o presimțire că iar o supărare. Fără grijă, mai, că n-ai auzit ce i-am spus Frosi. Da. Ce mai cu care? Ce? E unul bărbun. Zice că scrie aici pe cartonul ăsta cine e și ce rost are. Aristotel Matac, pensionar. Da. E unul bătrân și eu l-am întrebat ce vrea. Și ce spune? Vreau să o întreb ceva foarte urgent, zice. Păi domnișoara, despre domnul subdirector de la bancă. Și zice, tati, că eu știu. Ce să facem cu conul? Că sună, eu fiind prin gafar. Mișcă, frate, mișcă, cinește, repede. Intrați, domnule, intrați. Fric, fric ilustrisima, amică. Nu-i așa? Da, o fi, dar da, să lăsați pardonul și galoșii aici, că te supără cu coana. Așa? Poftim, să-i las. Da, așa. Ia să mă duc eu să văd ce. Da, du-te, tati, du-te. Și cu lară. Tanti, e bătrân? Bătrân și cu freză. Pare om serios. Da, da. Sărutăm mănușița. Bună ziua. Onorată, doamnă. Sărutăm mănușița. Bună ziua. Bună ziua. Omagiile mele. Frumoasă, domnișoară, omagiile mele. E plăcut aici și cald, și cald. Așezare familiară, da. Serioasă, temeinică, pe care nici moartea bunului meu prieten, Maiorul Stavăr, l-a clintit-o. Toată viața mea, onorabilă doamnă și frumoasă domnișoară, am dus dorul unui cămin ca al dumneavoastră. Uite, uite ce mare plăcere e să te așezi pe un scaun ca așa. Hmm?
să faci o țigare, așteptând firește o cafeluță cu caima și împăcat cu gândul că toate trei, toate se duc, vezi, rândunelele se duc. Doamne ferește, ce ne-ai ce... aminte, respectabilă doamnă de demult, cum? Când i-a dat vodă lui Ștaur calul bălan cu picățele pe bucă? Pe vremea aia era la modă cântecul ăsta. Vezi, rândunelele se duc. Ei, dacă tragi cu cântecul, crește? Nu căs ca ochii la mine, femeie. Ți-am spus că aștept o cafeluță cu caimac. Și dumneavoastră, stimată doamnă Stavăr. Da. Și dumneata, tutuiță. Da, mă rog, mă rog. Nu stați în picioare, luați loc. Ce să fac cu coana? Să-l iau la palme? Dași proastă! Cum dorești, matale, cafeluța, domnule Aristotel Matac? Da? Subțire, dulce cu sau... caimac, doamne, cu caimac, da. și în ceașcă specială cu semilună. Cu semilună? Da, ca pe timpul turcilor cu mustăți și șalva. Caimac, o-i fac eu, da. Ceașcă... cu șalvare? Nu e la noi, cucoane. Haide, du-te acolo, că nu înțelegi lucrurile. Mă urmă, ești proastă. Și acum că am rămas singuri, stimate doamne, am o taină cu dumneavoastră. Taină? Dar să aprindem câte o țigare și... Da, noi nu. Da. Să revenim la subdirector. Frumoasele mele interlocutare, iată de ce e vorba. Am o fată. Da? Da. Marioara. Marioara. Mare, frumoasă, licențiată și imaculată. Că mă preocupă viitorul ei, nu-i nevoie să vă convinc. Da, în legătură cu acest viitor, sunt dator să mă interesez cu precădere de trecutul și mai ales de prezentul unui om. Subdirectorul de la bancă. Da, nu înțelegem ce legătură. Pardon, legătura e simplă și logică. Am auzit că domnișoara e funcționara și prietena lui. Dar sigur, mai presus de suspiciune. Și am venit ca la un izvor sigur de informații să vă întreb. Are avere? Ar fi capabil să-i ofere unui îngeraș ca Marioara o barcă cu motor și... Dai, tanti! Domnule, dar nu înțelegem de ce ai venit tocmai la noi. Dar bine, stimată doamnă, cum era să nu vin dacă subdirectorul mi-a cerut... Mi-a cerut fata în căsătorie. Vai, Dante, ce catastrofă! Vai de mine, aleșina! Stimată, da! Fetiță! Ioniță, mamă! Domnule, e o nesimțire să... Doamne! Lasă! Vai, vă rog! Dracului de cafea și adu repede un pahar cu apă, că moare domnișoara! Vai, pioară, doamne! Ioniță-le! Vai, Dimiță! Stimată, da! Rosă, miște-te, Ioniță, mamă! Dă-l încoace și ai grijă de domnișoara! Și dumneata, domnule, poftim! Da. Aici nu-i birou de informații. Domnule, dar nu înțelegi ce... Ce nu înțelegi, domnule? Ce fel de pensionar ești, domnule? Și cum ai putut să crezi, domnule Aristotel? Și cum îți mai zice un cocoșac ca subdirector poate să-i ofere marioarii dumitale o barcă cu motor, da, un automobil și o vilă în parcul trandafirilor? Da. Dar ce cap de gâscă ai avut, domnule, că te lași încântat de un... siluitor ca un prost. Pardon, doamnă, da. Gura! Nu. Un cuvânt să nu mai aud că te fac ordonanță și te lipesc de zi. Doamnă, se vede că n-ai trecut prin niciuna din garnizoanele ce tremurau când mă știau cu nevricalele în bandulieră. Nu, n-am zis, gura! Și te poftesc afară. Doamnă, ieși! Ce s-a dat?
întâmplă? Salvați-ne! Salvați-ne, suntem niște biete femei fără apărare. Ce căuți aici, domnule? Cine ți-a permis, domnule? Domnule, îmi pare rău, am venit să cer niște informații. Bravo, domnule, ești cu adevăratul artist, ai jucat admirabil. Afară! Mulțumesc, băieți. Să nu te mai prindim pe ce Ce măgară? Maică, dar urmă, ce-a fost madame Stavrovici? Camila aia de subdirector, un măgar și un vampir, ne întinsese o cursă. Ce spui, madame Stavrovici? Ascultă, Valtere, ce minut. Subdirectorul e o Camila, un măgar și un vampir. Știam, dar n-am fost ascultat. Prin urmare, nu mă amestec în afaceri familiare. Mă duc la mine în cameră. Ce zice dânsule? Doamnă, având în vedere cele afirmate de bunul meu amic, vă prezint omagile mele și mă retrag și eu în camera mea. Tot ce pot să vă spun e că vampirul de la bancă a fost însurat de 4 ori. Da, da, și are și 2 copii din flori la orfelinat. De 4 ori și 2 la orfelinat, Mioarul? Mioarul, ce era să pățești? Țin să adaugă, stimată doamnă Stavăr, că subdirectorul, deși se pretinde milionar, își lasă mama cerșetoare la ușa bisericii Uspenia din Botoșani și că nici acum nu s-a lămurit încă adevărata cauză a morții bunului său părinte, să rămână. Hai de mine, vampirul! Vampirul! Nu mai pot suporta! Mamă, lasă grăină! Duceți-mă la mine! Nu mă lăsați singur! Pune umărul cu coane și ajută-mă! Ușor, doamnele! Și nu uitați să-i dați concert de trandafiri pe la tâmple, că face bine! Mai ales în probleme de inimă și de conștiință. Ești măgar, dânsule, măgar, cu coadă, cu urechi și cu copite. Ai împins gluma prea departe. Am înțeles chestia cu anonima de pe strada Campoducii, dar farsa asta sinistră cu cabotinul ăla care joacă reviste pe care Văcărești, să-l trimiți aici. Știam, eram sigur că n-o să mă înțelegi. Umanitate obtuză. Preasnică Preasnică, dânsule, în pădure, dar ghioceii își tremurau clopoței în soarele torid de vară, care deși era furtună prevestitoare de nenorociri, pentru castelul de pe vârful muntelui rămăsese pe creier, pe cer, ca să se convingă diabolicul Bill că planul lui criminal de a o răpi pe contesă. De a o răpi pe contesă, nu va reuși și în ziua răzbunărilor. Ce zici, dânsule, am citit bine? Foarte bine, frusilor, foarte bine. Da. Și a trecut numai săptămână de când am început să învățăm. Hai, mai departe, citește. O, conte ticălos, șoptibil, ca nervos, cavernos, luându-se la întrecere cu urletul furtunii ce smulgea frunzele îngălbenite de toamnă. O, conte, care nu ți-a fost milă de sora mea, Suava Bela.
Dânsule, nu e așa că un conte e un erou din roman și că un erou e, cum s-ar spune, un conte din roman? Nu e așa că acum nu mai sunt proastă ca înainte? Proastă n-ai fost niciodată, Frusinel. Ba da, m-au prostit ele cu munca și cu certurile, cu toanto și cu puturoasul. Că altă vorbă bună nu mi-au spus de când m-au adus aici. Noroc că am un mărțișor cu care m-am pomenit de mică la gât și care mă apără de gura lor. Matale, care ești așa de bun, de ce nu vrei să-mi spui? Ce-i cu mine și cu viața mea? Dacă nu știu, odată ai să citești o carte cu Suava Bela în care ai să te recunoști. Ai să spui, uite așa sunt eu, ca fata din roman. Și de atunci încolo n-ai să te mai simți nici singură, nici fără rost în lume. Ah, ar fi așa de bine, așa de frumos, o fericire așa de... Bestia, până la ora asta să-mi aducă pe Mioara acasă. Ai spus ceva? Nu, nu, mă gândeam la Walter și... Da. Hai, mai departe, citește, citește. Da, dânsule. Rosa! Hei, voi de mine cu coana! Rosa! Oh, unde s-a ascuns cartea? Da. Ce faci aici? Eu? Și ce-i cu puful ăsta, cu creionul de sprâncene și cu rujul? Vai de mine, cu coană, unde le-ai găsit? Că eu le-am ascuns azi noapte în zaharniță. Nu te mai preface că mă supăr. Să nu te mai prind cu dresuri și găteli, că te mânjesc cu funingine și te leg de felinar să te vadă mahalaua. Acum du-te la bucătărie. Da, hai. Bine, cu coană. Hai, te la ea, creion de sprâncene îți lipsește. De ce zici de ea dânsul? E femeie. Poftim pudră, ruși și creion de sprâncene. Și tânără. Și... Tocmai pentru că e femeie și mai ales tânără, n-am gust să-mi adune la ușe toate haimanale și toți gardiștii de noapte. E, da, oricum să știi că Frosa a început să fie mai simțită. Parcă mai puțin toantă și mult mai harnic. Frosa de acum e opera mea. Păi o întâmplare a Napoda fără ajutorul dumitale ar fi fost și imposibilă. Dar ce-i cu Walter? N-a venit acasă? Nu, s-a dus la minister să ia pe domnișoară. Nu știu de ce ar fi întârziind atâta. Se vede că Mioara face ore suplimentare. Îmi dai voie, dânsule, să stau și eu la masă lângă dumneata? Da, vă rog. Mersi. Cât despre Mioara, lasă să facă ore suplimentare, madame Stavar, că îi mai acord o diurnă. Da. La bancă slăbise muncind și nicio recunoștință. Adevărat. Bine că a scăpat. Eu v-am spus de la început să-și dea demisia. Și după ce a făcut-o, am rugat-o pe Mioara să aibă încredere în dumneata, că te-ai dus la minister și ai intervenit la cei îndrept ca să o numească în alt post. Și acum, ca să evităm orice întâlnire cu subdirectorul de la bancă, am hotărât ca o zi să o duc eu la minister pe domnișoara, altă zi Walter. Te rog să crezi că m-ai cucerit cu energia și cavalerismul dumitale protector. De altfel, nu știu cum să mă exprim, așa ca să înțelegi, dar eu de mult... Nici dumneata nu știi ca și mine cum să te exprim. Stai atunci, că am o propunere salvatoare. Să ne ajutăm reciproc. Să presupunem că avem curaj și să ne scuzăm unul altuia bâlbâială. Poftim, spune, madame Stavar, despre ce e vorba? Da, să nu te superi. Cum o să mă superi? Uite, poftim, ca să nu te intimidezi, închid ochii, bine? Hai de mine, dar eu... Nu, las că știu eu din experiență. Numai ochii mi-au fost dușmani. Cum s-a uitat la mine o fată frumoasă, mai nu știu cum... Gata, m-am fost ucis. De ce? N-am mai știut ce să spun. Rămai sfială asta, idiotă, criminală. Zoma, doamna Stavar, nu te mai uita la mine, că iar mă păstăcești. Și tocmai acum, când sunt gata să-ți fac o mărturisire foarte importantă. Bată-te, norocul, că fricos mai ești. A, pardon, nu, asta nu. Eu fricos, nu mă cunoști. Adevărat că uneori sunt om cum se care, adică mi-e stiră să mă cert cu oamenii pe care nu-i stimez și îi las să mă facă de bat jocuri a proștilor, dar... Păi de ce? Numai în fața femeilor am fost un mototor întotdeauna. Ei, fâși că nu ești. Din cauza asta nu s-a ales nimic de munca și de viața mea. Mi se pare că am început să fiu neserios. Scuză-mă dacă ți-am făcut, cum să spun eu, o confidență. Păi, tot o confidență am vrut să-ți fac și eu adineauși. O confidență de la dumneata la mine? Băi, ce om, zău!
De cum ți se pare curios că o femeie... Curios? Deloc. Dar nu e pentru prima oară când o femeie... Și e foarte natural. O... Hai să spune repede, Gugoana, că mi-e frică să nu se întâmple ceva, tocmai acum când în sfârșit am prins și o confidență de aripă. Uite ce e, dânsule. Da, poftim, eram sigur. Nu ți-am spus eu că o să se întâmple ceva tocmai în momentul confidenței? Nu-i nimic, lasă când domnișoara mioară și scârba aia de valte, tocmai acum l-a adus. Lasă că-ți spun altă dată. Bună, sufletel! Rămâneșițele, doamne! Strângarilor! Hai, manale, prin orașe până la ora asta! O vreme admirabil afară! Simți că viața e frumoasă! Ah, frumoasă inimioară, mai ales când ești tânăr! Nu-i așa, domnilor? O, ce mă privește, doamne! Să nu mă enervezi, să nu mă superi, domnule, că fac scandal! Dragă, nu înțeleg de ce. Niciun dragă! Ce vreau să spui cu în ce mă privește? Că numai tu ești tânăr? Te rog! Primesc insul de oricui, dar când e vorba... Aștept la masa asta 3 ore. Da, ce sule, dragă? Walter a vrut să spună... Ce am vrut să spună? E una și ce face e alta. Ce fac? La minister sunt ore suplimentare până la 7. Și acum e, poftim, 10 și un sfert. Așa e, domnule Walter, că n-ai ce să-mi răspunzi? Da? Ei, lasă că mai vorbim. Poftim. Da, asta ce-o mai fi? S-a supărat că l-ai făcut pe tine. Nu, cred că e altceva la mijloc. A și spus adineauri. În definitiv, mă plin când îmi place și... Cu cine îmi place? Mioară, Mioară, nu-i frumos, mă. O fi el la napoda uneori, dar să știi că te ador. Ca pe o soră mai mică, frește. V-a spus ceva în privința adorării? Nu, dar se vede că nu o respectă. Da, adevărat, asta, asta se simte, se înțelege ușor. Dacă începeți iar cu filozofie de asta, prefer să mă duc să termin Fecioara Codrilor. Noapte bună, tanti. Vise dulci, păpușico. Walter, mâine mă conduci la minister? Da, cu plăcere, dar ar fi rândul lui Ion mâine. Da. Să tacă tot drumul și să se împiedice de toate betele de chibrită. Mioară, te rog să înțelegi că nu pot, nu putem. Mincinosule, spune mai bine că nu-ți face plăcere să mergi cu mine pe stradă. Mioară. Vai de mine. Hai, soro, hai, nu mai fi trist, că asta o face din dragoste. Hai, puișor, hai, fugi de un pacă mai repede, că alminteri adorme plângând și iar visează pe cocoșată la de la bancă. Marca pe că m-am săturat de toate toanele astea. Ascultă-mă, omule Anapod, am să-ți spun ceva. Nu mai avem nimic să ne spunem. E, bine, mă, bine, fă morală că știi că recunoști și îmi pare rău. Mai bine vină acasă să stăm pe scaune și să vorbim. Dar să fii sincer. Mioara a avut 2 intrări la un film de propagandă. De acolo ne-am oprit câteva minute la un restaurant, că mi se făcuse foame și așa a trecut timpul. Da? La mine de ce nu trece? De ce nu are domnișoara intrări la film și când mă duc eu să iau de la minister? Și de ce nu mi se face foame? Hm? Pentru că sunt om de caracter și nu pot să calc jurământul pe care l-am făcut amândoi de a nu încerca să furăm inima Mioarei prin mijloace machiavelice. Este? Este, mă, este, dar cum era să-i spun când m-a invitat la cinema că noi avem un jurământ? Ar fi râs de amândoi și n-ar fi fost exclus din moment ce ar fi aflat cei cu jurământul să descopere farsa cu Aristotel. Da, da. A? Aici, aici ai dreptate. Păi vezi. Scuză vorba proastă, dar din iar. Hai, dă mâna încoace. Redevenim prieteni și complici? Până la moarte, în caz de forță majoră. Bun, stai jos și ascultă-mă atent. Pentru că iar am ajuns la un punct mort. Mioara e în pragul sinuciderii. Pasă-mă gluma asta macabră, că mă trec sudorile. Bine ar fi să se reducă totul la o glumă. Ca să te convingi că e ceva extrem de serios, ascultă ce mi-a spus la cinema, că rula un film idiot. Muncă, a suspinat ea și la o săptămână a dat o distracție ca filmul ăsta tâmpit. Păi vezi, dacă nu mă asculti, cine te-a pus măgare să o duci la cinema? Aici, lângă noi, s-ar fi simțit mult mai bine. Stai, stai să vezi că nu e așa. Colegele mele de la minister, a suspinat Mioara din nou, să mai duc la dancing, la teatru, la concerte. Au de ce să trăiască, nu ca mine. Grav.
Acum o să trebuiască să citim afișele de pe stradă, să vedem și noi unde sunt concerte și dance. Fii serios, bă, cu orașul plin de localuri distractive. Mâine, între 5 și 7, pot să o duc la un ceai dansant. De la 7 la 8 la un restaurant și de acolo la teatru. Bine, bun, poți să duci că nu mă supăr. Bravo, bravo, ai rămas cavaler. Acum, dacă nu te superi, treci la faptă că e târziu și mi-e somn. Scoate bani. Care bani? Nu ți-am spus adineori? Bani pentru dancing, restaurant, țigări. Dăm 4 perechi de palme, te rog, că am fost un prost. Era gata să te îmbrățișez, convins că ești și totodată dispus să faci un sacrificiu pentru mioară. Bine că m-am desmeticit la pardon, timp. Pardon, fiecare ne sacrificăm în raport cu inteligența și celelalte resurse materiale de care care spunem, nu? Inteligență, bă, și ce sacrificii, ca să nu mai vorbim de celelalte resurse materiale. Știi cât fac una și cu una? Să nu răspunzi, două că te fac dobitoc. 10.600 fac, puișor de lele, pentru că atâta ți-am dat. Nu uita că de o săptămână nu fac altceva decât să-ți dau bani. Și că din economiile mele i-ai cumpărat tu, nu eu, mătăsuri, inele și brățe. Cum ți-am spus, Adineau? 10.600, că am însemnat. Natanam, ce zice? Da. Enormă sumă. Enormă, tipule, că a fost câștigată cu sudor și umilințe. Da. Și mi-a smuls de la gură ca să o adun. Ai spus că după ce o scăpăm de sub director și o convingem că suntem și noi capabili să-i oferim cadouri, unul din noi va fi dator să se sacrifice pentru celălalt și să renunțe la fată. Da. Prima mare problemă e simplă. Renunț la mioara, ori tragem la sorți. Ce? Fugi, mă, că ești prost, mă. Cu ce rești dacă te simți în stare? Dragostea e luptă, bătrânule. Așa, puișă, râzi tare, din plin, cu mai multă poftă și mai tare. Un râs care să mă doară, să mă usture, să mă scoată din fire, să mă conving o dată că numai proștii renunță la luptă. Gata. Veni, vidi și așa mai departe. Nu mai sunt timid. Poți o chem. Ai pierdut partida, băiatul. Până mâine am să-i vorbesc și am să conving în câteva secunde. Poftim. Bate și spune-i cu aștept. Da, bine. Vrei luptă? Iara! Iara! Bine, un moment, te rog, avem să spunem ceva. Ce vrei, Walter? Vino puțin. Îmi pare bine că ești aici, dânsule. Vreau să spun că prefer să mă conduci numai dumneata la minister. Sper că nu mă refuzi. Domnișoară, domnișoară, pentru mine e o fericire și sigur că, da, vezi, noi avem un jurământ care, adică, mai ales un sentiment care, fiind și el și eu la o răscruce a vieții, Walter în special și eu în primul rând. Pardon, nu vorbește numai de tine. Așa? Pe atunci, dacă te simți așa de tare, de ce n-ai un pic de obraz și nu ne lași singuri? Știi bine că am să-i spun ceva intim și important. Mă rog, dacă domnișoara ține să vă las singuri. Bineînțeles. Pe ce mai aștept să mă vor tot n-ai înțeles? Scârba, ce șansă neașteptată. Ce este? Abia acum înțeleg că ești un om fără milă. Mă mir că nu ai luat și la palme. Mă rog, de mine e vorba? Așa mi se pare. De ce l-ai dat afară pe Walter? L-am dat afară pentru că m-ai lăsat să înțeleg că... Asta e altceva. Eu am avut motiv serios să mă răzbun pe el, pentru că a refuzat să mă conducă la minister. Am simțit nevoia să-l necăjesc, să-l fac gelos. Și cum dumneata erai singurul bărbat din casa asta... Așa... Îmi place că ești sinceră. Spune, domnișoară, spune că eu nu sunt gelos și nici nu mă supăr ca Walter. Asta ar mai lipsi, acum să te și superi. Păi tocmai, n-am niciun motiv. Din potrivă, ar fi logic să cânt de fericire, nu? Să joc, să alerg și iar să cânt. Să simt cum îmi cresc aripi, să mă fac bufniță, să zbor pe fereastră și să urlu oprit într-un picior pe umărul unui gardist de noapte. Nu-i așa, domnișoară, că am fantezie și că mă pricep să fac pe nebunul? Cum nu pot în clipa asta rară să rup, să smulg din mine cuvântul care m-ar prăbuși sau m-ar renaște? Cum? Care cuvânt, însule? De ce plângi? Nu-i așa că sunt cuvinte care pot să ne facă fericiți? Aștept și eu de mult cuvântul ăsta eliberator.
Ah, de ce tace, Walter? De ce nu citește în ochii mei dacă simte nevoia unei încurajări? Nu-i așa. Nu-i așa, Mioara, că ochii pot spune ce nu poate dezvălui cuvântul. Uite, asta e singura mea scăpare. Mioara, acum privește-mă în ochi și spune-mi, nu vezi nimic în ei. În lacrima și în neastâmpărul lor, nu simți și nu înțelegi nimic. Absolut nimic. Așadar, e duminică seara și Mioara se rogodește cu Walter. Froso, n-au un sfat! Unde să te iei aici, Froso? Viu, momental, viu! Vai, ce-or mai fi vrei că m-a omețit? Froso, cum pleci mă lași tocmai acum? Vino mai repede, Froso! De cât, domnișoare? Froso! Froso, nu te-am spus să-mi aducea grapa? O aduc ea, că-i la mine cu camera! Repede, proastă, nu dormi! Ce să dorm, păcatele mele, că eu singură la atâta omenire? Froso, multă-și mă ții așa cu rochia desprinsă! Momental, domnișoare, nu mai să dau agrapa! Dar nu-s Froso, nu vrei să te iau de conci! Ha, soră! Mai încet, că n-am 10 ani și 4 picioare! Hai de mine, ce oameni, că mi-au scos sufletul! Asta nu mai e locul să-i curat, balamuc! Poftim, cucoan! Hai, prinde matalea grafa, că eu dau fugara, domnișoară! Mult o să mă lasă unul după tine, Froso! Da. Unde-ai pus funda? Funda? Mai știu eu unde o fi și funda, matale! Ah, mi se pare că am pus-o în garderob! Fii bun și vezi că eu să mai pun zavera asta în regulă! Maică, vrei ce să par că au trecut varvarii prin casă! Matale, dânsule, nu strigi la mine? N-ai nimic să-mi ceri? Taci așa și nu ne vezi, nu ne auzi? Ce focul lui soru e logodnă, nu-i zide în mormântare. Dar dă-te mai încolo un pic dacă nu te super. Așa, să aranjezi vasul ăsta. Așa. Acu treci binișor unde ai fost. N-ai de gând să te îmbraci? Acum vine mașina să vă ia la salon și rămâi Ion, om pe jos dacă nu dai zor. Lasă-mi să mă îmbrac eu. Froso! Froso! Froso, lasă-te, ai fasul pe mine, ești de fugă la domnișoara. Fugi, mă, dânsule, la tine în cameră, mai stai să încurci pe toată lumea. Froso! Froso! E poftin că iar nu ai puișor, da, Valtere, da. Fii bun și prinde-mi copca asta. Cum să rog, care asta? Pisita care îți dai, frate, nu? Un moment, dânsule, du-te mai încolo dacă nu te supești, nu te uita că sunt de colte. Felicitări, dragă tanti, ai o roche fermecătoare. Ah, asta nu-i nimic, să mă fi văzut acum 10 ani în vas lui la val, la prefectură. Ah, că mă dusese în curăposat, în trăsură, cu doi cai și avea... Superb, foarte frumoasă. Ia stai aici lângă mine. Sunt foarte fericită frumoasă. Pentru că vă văd pe voi fericiți. Dar cât o fi ceasul, maică? E să vezi că e 8 și voi nu sunteți gata. Nu v-am spus eu? Oh. Hai, fugi, puișor, fugi! Păi eu nu mai se pun haina și se mă rog! Și matale, Mioară, inimioară, dă zor că ne pomenim cu automobilul la ușă. Frate, nu-i frumos să facem pe invita să ne aștepte. Hai, Froso! Da, da, să du-te cu domnișoara și pune-i pantofi. Gata, gata! Nu, hai, mai să lasă asta undeva. Ah, dacă nu te superi, pensule, ține-ți mea ta, Froso, pe ăsta, că eu mă întorc momentan să-l duc la murdare. Uite, frate, cum rabzi ca o toantă? E poftim. Poftim șervetul cu care să aștezi Mioara pe piciorușe să ți-l puie pe umăr. Să-i fi dat cu el în cap dacă e o prasnică. Toanta asta cu șervetul, madame Stavr, mi-a adus singura mângâiere pe care o mai așteptam. Ce? Nu te mirea, că e ușor de înțeles. Cum? Adineori, când m-am văzut trecut dintr-un loc într-altul, începusem să simt că nu mai am loc în casa asta. Acum, cu șervetul ăsta pe umăr, parcă am și eu un rost. Trist, nu-i așa? Trist că ai ajuns cu ieri.
Parcă eu nu sunt tristă. Am râs eu cât am râs, dar numai eu știu ce-i la mine în inimă. O pierdem pe Mioara. Ce să-i faci cu Coana, n-ai ce-i faci. Ah, ia să nu mai fim proști, că n-are niciun rost să plângem. Mai bine să dăm zor, că nici noi sări, iar n-o să ne punem cernușe în cap. Rosa! Da, da! Rosa, adu cravata dânsului. Da, da, cu Coana. Așa, să mă lași să te gătesc, așa mi-a plăcut să-l fac frumos și pe dumnealui fiei țărâna ușoară. Stai așa. Copii, cravata. Vesta, vesta și umblă repede, Froso, așa. Așa, ia uite, uite așa, să crape babornițile de la salon când ne-or vedea tineri și frumoși. Că am niște prietene sările, araolo. Ia, haina, de haina, de ce n-ai adus-o? Ce mi-a adus numai vesta? Păi, mă, dar ai spus că nu. Dar ce n-o să meargă la salon dânsul numai în vestă, proastă? Da, stai! Stai, unde dai buzna ca o zănatică? Scutură haina, vine și vezi să nu-i rup nasturii cu peria. Și adu fulară. Hai, da, adu, hai, mișcă-te! Azi... Ești foarte bună cu mine, madame Stavr. Îmi pare bine că ai observat. Dar avem de discutat ceva serios. Așa, atunci da. Poftim. Te ascult ca un școlar cu nota 10 la purtare. Știi că acum o săptămână... Nu te mai astâmperi, titirescu, moț. Mai lasă-ne, soru, că poate avem să ne spunem și noi o intimitate. Păi, ceva. Sărână, ce mișcă de aici era. Da, văd că ai adus haina. E și acum ce mi-ai rămas așa cu gura căscată? Hai, pune lucrurile pe scaun și dispară odată de aici! Nu uita să-mi coși năsuraș! Ce faci? Oh, toanta asta m-a nebunit. Săraca, săraca de Frosa. Uite, de ieri de la prânz nu mai muncă și noi nu o scoatem din toantă și din pastă. Păi, poate că are și ea un suflet. E adevărat că am strigat și eu odată la ea, dar mi-a părut așa de rău că de la 12 la 19, inclusiv ale lunii, i-am adus în fiecare seară câte o carte... Și o prăjitură cu cremă. E, fugi că nu te mai înțeleg. Dar pricepe odată, omule, și nu mai fi bun, că ți-o iau toți proști înainte. Ia uite-l. Treacă și acest pahar de la mine. Să știi, frumoasă doamnă, că există și o bucurie a durerii. Nu-i Walter întâiul prieten pe care am să-l las fericit la casa lui. Crești și duci pe umăr ca un hamal fericirea altora, înflorind și scuturând cu fiecare nerecunoscător un vis nemărturisit. Da. Din nefericire, acum nu mai am ce înflori și ce scutura. Mai. Finis. Ce? Numai dorul de ducă mi-a mai rămas. Da, lasă-l încolo de dor. De unde să pleci singur? Cui să mă lași singură după ce s-o mărita Mioara și s-o duce la casa ei? Ne-am învățat unul cu altul. Am început să ne cunoaștem gusturile și toanele. M-am convins că ești omul pe care l-aștepte când a murit. Asta e tot ce înțeles din zbuciumul meu, din suferința pe care mi-am prins-o în dinți ca să nu țipe, din tot ce ți-am spus adineauri, din destinul meu blestemat și din tinerețea mea, pentru că sunt tânăr, da, frate, și clocotind de dragoste cum n-a fost nimeni. Eu, stai să Doamne, prinde rândunierul din zborul lui tineresc și cocoloșește sub aripa coțofanii, se caute puricii. Ce? Ce? Ferește ăsta ce? Soleria! S-a mașina și ne bucuram. Repre, știi ce vrea să spun? Acum cine casă, că mergem la salon boierez și trandafirii se pune la butoniere ca să ne se pare că suntem fericiți. Coțofan. Tante, ce are dânsul? Dă-l încolo, că așa nebun mai rar. Bine a zis dânsul, că a venit mașina. Rosa, mi-ai dus în nesurat. Domnișoara, vreau să ține haina și nu uita să-i mai aduci mănușile. Bine, bine, ia. Rosa, unde mi-ai pus poșeta? Te-am adus să furnici cu copeta și lasă-o încolo de poșetă cât înțeleg. Hai, poftiți mai repede să-l uităm ceva. Rosa, doamne, mănușile. Ce faci, măi, Ioane, tristă figură, nu merg? Merg, merg. Poftiți mai repede. Stai, nu da zor, că au spus că nu ai locul ei în mașină. Le e frică să nu mă totolești rochea domnișoară. Eram sigur. Spune-mi atunci că am să fiu ceva mai târziu singur, pe da, jos. Da, da.
da, nu poate să fie. Bine, stinge lumina, Frosto. Da, 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 la vedere, Frosto. La vedere, la vedere. Dar ce faci? Îți scoți haina? Nu pleci la salon? Nu. Știam eu că n-ai să te duci. Să vezi că o să se supere domnișoară. Ce să-i faci? Nu pot altfel. Adineori când m-a chemat Walter, am fost prins de un neastâmpă neînțeles și m-am îmbrăcat. Vreau să știu ce fac. Pe urmă n-am mai avut loc în automobil și m-am desmeticit. Mai bine că s-a întâmplat așa. Ce să caut eu cu ei la salon? Mergând cu Mioara în mașină, aș fi avut impresia că îmi duc spre groapă cel mai frumos și cel din urmă vis. Ofi, că eu sunt proastă și nu înțeleg. Dar să știi că îmi pare bine că nu te-ai dus. Pentru că acum pot să-ți arăt cum știu să-mi fac cărare la mijloc. Să dau cu pudră de la domnișoara și cu roșu de la stăvăroaia. Mă fac frumoasă noaptea când nu mă vede nimeni. Și mă culc așa că mă visez domnișoara la bancă și plâng de fericire în vis. Asta e viața mea adevărată, pe care nu mi-a aflat-o nimeni până acum. Și în viața asta am alte gânduri și alt suflet. Se poate așa ceva? Uneori mă sperii de mine, că nu mai simt în inimă deloc pe Frosa, fata proastă și cu conci. Ce-ai făcut din mine, dânsule? Acum, că nu-i nimeni acasă, am să îmbrac șorochii de-a domnișoarei ca să visez la noapte că mă logodesc. Deci știi ce fericit o să fiu. Lasă-mă să plâng așa, cu capul pe umărul tău, dânsule. Ridică fruntea, Frosinel, și fă-te frumoasă și fii fericită. Dar pe mine, lasă-mă să văd ce arme au mai rămas în panofie. Noapte bună, fată. Mersi asemenea, dânsule. Și să nu te culci, că viu să mă vezi gătită. Revolverul ăsta e bun. E încărcat. Și Frosii, nici nu-i trece prin minte că eu aș putea. Animal curios, cu inima în voia tuturor vânturilor, ca o morișcă. Și eu care luasem revolverul să-mi fac de petrecani. Dânsule, e adevărat că ți-ai vândut costumul de vară și pardesiul? Ca să aibă gonașul Walter cu ce să-i cumpere domnișoarii pantofi de fir? Nu e adevărat, ce ți-a spus? Eu minciună și nu permit nimic. Voi să nu intri! Nu intra peste
ți rămpază de cămașa ta. Te rog să-mi spui de unde știi și cum ai putut să crezi o minciună ca asta. Da, dacă e minciună, de ce te superi? Asta e ceva care mă privește personal. Mă supăr când îmi place și cum îmi place. Pe tine însă te poftesc să nu te mai amestici în afaceri care nu te privesc. Să fim înțeleși, fetiță. Să nu te mai prind că te amestec în intimitățile mele. Prost ai fost, Dinsule! Ai fost așa de prost că azi noapte am râs ca o nebună cu capul ascuns sub pernă ca să nu mă audă să mă roaie. Ascultă, nu permit! Să te ia dracu de nebună. Cucu. Întuneric. Se face în mine din ce în ce mai întuneric. Dacă vrei să aprind eu. Am stins-o ca să nu strige doamna Stavăr la mine că fac risipă de electrică. Ce-mi pasă mie de doamna Stavăr. Atunci de ce nu te uiți la mine să mă vezi frumoasă? Hai, ridică fruntea din palme. Nu, să nu crezi. Am mințit când am spus că am râs toată noaptea. Dacă vrei să știi, am plâns când am auzit că ți-ai vândut hainele. Am plâns ca un nebun. Mi-era necaz pe domnișoara că prea e frumoasă și prea are noroc. Ea dacă ar fi râsa din aur ca mine, nu i-ai face nazuri. Dânsule, să știi că dacă nu te uiți la mine, mă dezbrac și... Ascultă, Frozo, ce crezi tu cu judecata și cu inima ta de toată povestea asta cu mine și cu cei de la salon? Nu ți-am spus adineauri. Am înțeles, da. Poate că a fost în adevăr un mare prost. Poate că n-am făcut altceva decât să-mi ascult și să-mi împlinesc destinul cu minte, cum te supui oricărui blestem. Uneori mi se pare că ascund în suflet un dușman sau un frate care îmi spune același și mereu același lucru. Undeva, pe altă stradă sau în alt oraș, mai e o fată frumoasă pentru care se trezesc farmaciștii din somn, cum i-am trezit și pentru Mioara. Așa cum mai e un măgar voinic și frumos, căruia să-i dau alte economii, și pentru care să-mi vând alt costum. Asta e sigur. Dar o frosă ca mine n-a mai fost. Și nici n-o să mai fie. O proastă pe care să o cerți când spune adevărul. O toantă la care nu vrei să te uiți. Iartă-mă, drăguță, dar dacă ai ști ce se petrece acum în mine. Toate gândurile mi s-au adunat ca niște cumetre la sfat. Și parcă le văd tremurând și întrebându-se cu spaimă. Ce facem cu Ion? Că e vesel și e trist Ion. Și Anapoda, cum îl știm, e gata să ne joace o farsă de prost gust. De 6 ori până acum am avut tăria să mă smulg din mine, să-mi calc pe inimă și... și să plec mai departe spre alt vis mincinos și altă prăbușire adevărată. Acum, parcă mi s-au închis toate drumurile. Poate de aceea, mai mult ca oricând, simt nevoia unei împărtășiri. Să spun, să strig tot ce am avut tăria să închid în mine, de la întâiul fior de dragoste și până azi. Sunt ca o lebădă care nu poate muri pentru că nu are cui să-i spună întâiul și cel din urmă cântec. Uf, că iar sunt proastă și nu înțeleg. Hai, uită-te odată la mine. La ce bun să înțelegi, totul ar fi de prisos.
Cine ești? Eu sunt. Frosa. Eu sunt Frosa. Nu ți-am spus că mă schimb? De ce te miri? N-am făcut altceva decât să-ți urmez sfaturile. Cum eu? Am putut eu să te prefac așa de mult? Să smulg din fusta ta de stambă și din cămașa ta de fată proastă, urâtă și servitoare o frumusețe așa? Ce minune neașteptată sau ce cursă mintind de viață care și-a bătut întotdeauna joc de mine? Numai pentru tine m-am făcut frumoasă, Ioane. Ioane, mai spune-mi așa, pe nume, pe numele meu de om sărac și fără noroc, pe care nimeni nu l-a rostit până acum în casa asta. Ce cald și ce muzical a fost îngânat de buzele tale. Așa te visam, de mult. Așa te așteptam în nopțile mele de singurătate, când ascultam elegia cântată cu vârf de scobitoare. Așa te doream, crescută din inima și din gândurile mele, cum se naște orice dragoste adevărată. Dornic să-ți spun tot ce am simțit clocotind în suflet adineauri și... Uite că m-am prostit ca și cum toate cuvintele s-ar fi topit în mine. Lasă-le încolo de vorbe, Ioane, că n-avem ce face cu ele. Eu nu-ți domnișoară la bancă să-mi spui că o să-mi cumperi barcă cu motor. Și nici tu nu ești domnișor ca Walter să-ți plătești dragostea și să-ți încânți logodnica dornică de cadouri și de petreceri cu banii altora. Sunt un biet suflet care și-a găsit un rost pe lume, răscumpărat cu lacrimi. Simt că de acum încolo și lângă tine am scăpat de ocări, de muncă trudnică și fără folos și de tot ce era apăsare pe suflet în viața mea, care nu știa de unde vine și încotro merge. Asta e tot și e mult pentru mine. E tot ce am cerut în rugăciunile mele. Nu mai am ce să te întreb și n-ar mai fi nimic să ne spune. Numai atâta să știi. Sunt așa de fericit că-mi vine să plâng. Să plâng, Ioane, și să râd. Să zburd și să cânt. Cântă, fată frumoasă, și bucură-te că viața îți surâde cu toate darurile tinereții. Cum să mă bucur? Și pentru cine să cânt dacă tu ești trist? Mi-e frică, Frusinel, că ai venit prea târziu. Pentru anii mie risipiți, pentru sufletul meu strepezit de amărăciune. Dacă mai spui așa ceva, mă întorc pentru totdeauna în cămașa mea de fată proastă, urâtă și servitoare. Ți-am spus că numai pentru tine m-am făcut frumoasă, că numai pentru tine am plâns azi noapte și că numai pentru noi, pentru viața noastră necăjită până acum, vreau să râd și să cânt de azi înainte. De acum, puțin o să-mi pese dacă o să strige stăvăroaia la mine. Nici nu o să mai strige, pentru că nu te mai las. Ioane! Nu mai rămânem în casa asta a robiei și a metehnilor, a pampoanelor de paradă și a nevricalilor în bandulier. O să găsim de undeva un cuib. Da, și acolo singur și stăpâni, să pleci cu hainele curate la bancă, să te aștept la prânz cu masa pus și seara cu o vorbă bună, cum nu ți-a spus-o nimeni până azi. Altceva n-am să-i cer vieți, că fericire mai mare ca asta nu se poate. Am să plec de acasă cântând și am să mă întorc în fiecare seară cu flori și... Nu mai știu, se împletesc atâtea bucurii în mine că nu știu pe care să-ți o spun mai întâi, dar simt, cred, sunt sigur că o să fie așa de bine acolo, în casa noastră de departe. N-am să mai întreb oamenii plângând ce-i cu mine și cu viața mea. Primăvara, sub umbrar de zorele, că o să avem și zorele unde o să ne mutăm, și iarna, în căldura aromitoare din casă, o să cântăm la patefon toate vasurile lui Strauss și mai ales elegia. Da. Punem plăcile la rând și cu ac de metal.
că nu o să ne mai fie frică de nimeni atunci. Când o să ne săturăm de muzică, mergem la cinematograf sau la restaurant, ori ne plimbăm cu tramvai, să ne distrăm și să ne vadă prieteni. Au să spună: uite-l pe domnul Ion cu nevastă. Și Frusinel, sunt fericit ca tine adineori când îți venea să plângi. Mă stăpânesc că mi-e rușine să-mi vezi lacrimile. Mai bine hai să stingem lumina sau... Poate ți-e frică, ori n-ai încredere să rămâi cu mine în întuneric. Trec prin foc pentru tine și merg până la capătul pământului. Ați ascultat Idolul și Iona Napoda, comedia amară de George Mihail Zanfirescu, adaptare radiofonică de Raluca Zanfirescu și Mihai Zira. Distribuția a fost următoarea: Ion, Radu Berigan, artist al poporului; Frosa, Raluca Zanfirescu; Stăvăroaia, Silvia Dumitrescu Timică, artistă emerită; Mioara, Iarodara Nigrim; Walter, Virgil Popovici; Aristotel, Ionescu John; Icu Dănicel, Mițura Arghezi. Regia artistică, Mihai Zira, maestru emerit al artei. Înregistrare făcută în anul 1958.